Am realizat acest lucru, în primul rând, printr-un sistem rutier destul de modern, două straturi de asfaltice și un strat de beton, între care s-a intercalat un strat de geocompozit antifisură. De asemenea, nu au fost uitate nici trotuarele și locurile de parcare, ceea ce contează foarte mult. Deci nu vor mai fi din patru benzi să se folosească decât două, celelalte două fiind ocupate cu mașini. Au fost create aproximativ 560 de locuri noi de parcare, după cum am spus, trotuarele se modernizează în totalitate. Ca și în ultimul rând, având în vedere că domnul primar este un gospodar desăvârșit, a fost luat în calcul și estetica bulevardului prin reamenajarea spațiilor verzi de pe mijlocul bulevardului, care vor fi introduse în același peisaj ca și restul străzilor care au fost în anterior amenajate. Acum pot să vă dau și câteva date tehnice referitoare la sistemul rutier. Deci ca și sistem rutier, pentru reparații vor fi 4 cm de uzură și 6 cm de bind. Ca și sistem